la 20. Dinamo Auto și Zimbru au jucat de asemenea și în cadrul Cupei Moldovei Orange și dacă în 2014 și 2017 Zimbru se impunea cu 1-0 și 4-0, atunci în semifinala din 2000... Și iată, asistăm la deschiderea scorului, iar cel fericitat de către coechiperi este jucătorul din Tajikistan, Sharom Samiev. A fost, se pare că, prins pe picior greșit portarul Silviu Șmalenea, ce deschidere rapidă de scor, un șut într-adevăr de la distanță, iar cel care a înscris, iată, o nouă reluare, este Samiev. Pasă pentru Bilinski, învăluie pe stânga Masolo, urmează centrarea în careul advers Samiev și 2-0, jucătorul din Tajikistan reușește dubla în această confruntare, minutul 57, Sharom Samiev îl învinge pentru a doua oară în acest meci pe Șmarenea, de această dată după o lovitură cu capul. Bucurie mare pentru jucătorul din Tajikistan. Este prima sa dublă în cadrul diviziei naționale. Imediat pe reluare vedem cum a decurs atacul celor de la Dinamo Auto. Iar Masalov și-a trecut și el numere, calitate de pasă decisivă la golul 2 al lui Samiev. Aduce scorul la 2-0 în confruntarea cu Zimbru. Greșește acesta Samiev. Samiev poate reuși hat-trick-ul, șutează Samiev, într-adevăr 3-0 de minutul 72. Jucătorul din Tajikistan reușește hat-trick-ul în confruntarea cu Zimbru din etapa cu numărul 25. Nici nu putea visa jucătorul din Tajikistan la un asemenea deznodământ pentru confruntarea din această după-amiază. Iată că Sharom Samiev este felicitat pentru a treia oară în acest meci. Și ce greșeală, ce greșeală a lui Cristian Dani, minge recuperată de Boico și trimisă până la Samiev. Acesta l-a executat pe urmă pe Șmalenea cu un șut la colțul lung. Nouă greșeală mare în defensiva galben-verzilor, speculată de formația antrenată de Igor Dobrovolski. Cred că nu se mai pune problema cine va lua cele 3 puncte în această confruntare. De altfel, nu vreau să anticipez evenimentele, dar este o victorie bine meritată pentru Dinamo Auto.